dat o declarație în legătură cu accidentul, cu tragicul accident, unde a murit polițistul Gigi. Și ce le-a spus? Ce întrebări v-au pus? Adevărul. Care e adevărul? Ați fost primit în judecată? Adevărul este că sunt nevinovat, eram în timpul serviciului. Din păcate, polițistul a căzut în cele trei gropi de la 300 de metri de aici, care nu erau semnalizate corect, nu erau semaforizate. Asta a fost adevărul. V-au trimis în judecată? Nu, nu m-au trimis în judecată. Dar urmează să fiți trimis în judecată? Păi mă întrebați dacă urmează. M-am prezentat la parchet și am dat o declarație. Nu, n-am făcut. E prima oară când am făcut declarație. S-a pus în mișcare acțiunea penală, domnule general. Am făcut o declarație. Mulțumesc. Bună seara, doamnelor și domnilor. Este știrea acestui moment. Gabriel Oprea a fost audiat în dosarul morții polițistului Gigina pentru prima dată. A spus-o chiar Gabriel Oprea la ieșirea de la DNA. E interesant acest caz. Polițistul Gigina a murit acum 2 ani. Domnul Gabriel Oprea a fost pus sub urmărire penală. S-au făcut cereri către Parlament pentru ridicarea imunității și abia astăzi a fost audiat pentru prima dată în această cauză. O să discutăm cu avocatul familiei Gigina, dar dați-mi voie să vă prezint și invitații din platou. Salut pe domnul Dumitru Dragomir. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, salut! Marius Marinescu, bună seara domnule Marinescu, Luis Lazarus, bună seara domnule Lazar. Bună seara tuturor. Îl salut și pe domnul Daniel Ionașcu, avocatul familiei Gigina, bună seara. Bună seara, sărbuna dumneavoastră, bună seara invitațiilor pe care îi respect și prețuiesc și în mod categoric mă plec în fața telespectatorilor. Doamne avocat, de ce intervine audierea domnului Oprea la 2 ani distanță de la deschiderea acestui dosar? Ce s-a lucrat practic în acești 2 ani? Este de notorietate faptul că într-un dosar penal oricine poate, în contextul în care este învinuit, poate sau nu poate să dea declarație în funcție de voința pe care o are, adică vrea sau nu vrea să dea declarație. S-a pus problema astăzi a începerii urmăririi penale în raport cu domnul Gabriel Oprea, cu firma lucrătoare, dar și cu domnul Mazilu, adică administratorul firmei respective, motiv pentru care domnul ministru Gabriel Oprea, în calitatea nouă pe care o are, a găsit de cuvință că dă declarație. Așa s-a întâmplat astăzi. Care sunt acuzațiile, domnule Ionașcu? Suntem în fața ceea ce ne interesează pe noi, a uciderii din culpă, în mod special a polițistului Bogdan Gigina, și când spun în mod special a polițistului, mă refer și la faptele de complicitate care au în vedere firma și, așa cum am spus, administratorul. Doamna Marinescu, vă să adresați o întrebare? Domnul Ionașcu, vă salut. Marius Marinescu sunt. Mă bucur să vă aud. Domnule Marinescu, aveți toată prețuirea mea, așa cum se cunoaște de-al minter public. Așa este. Și condoleanțe și doamnei avocat Paula Iacob, pe care am iubit-o foarte mult și o iubim și eu și dumneavoastră. Astăzi îmi plinesc 2 ani de când a murit domnia sa. Așa este, domnule Marinescu. Dumnezeu să o așeze cu sfinții și o purtăm în gând pentru totdeauna. Așa este. Așa. Îi mulțumesc încă o dată, doamne, pentru că mă aude și niciodată nu o vom uita. Mai mult vom duce în continuare tot ceea ce a lăsat în minte și în suflet și în mod categoric, în tot ceea ce înseamnă viața aceasta. Excelență, l-am văzut pe domnul Oprea ieșind de la parchet. Senin, ca și că nu s-a întâmplat nimic, n-are nici măcar o urmă de regrete, fiindcă din cauza domniei sale, acest tânăr este la 2 metri sub pământ. Din punctul meu de vedere, și vă spun, l-am consultat înainte de emisiune pe domnul general Adrian Eugen Cristea, care a fost șeful securității lui Nicolae Ceaușescu. Și domnia sa mi-a spus așa: domnule, coloana oficială era folosită de Ceaușescu, atenție, numai la vizitele oficiale ale șefilor de stat. Punct. Mi-a mai spus încă ceva domnia sa: atenție, motocicliștii nu erau scoși în stradă când era vreme rea, nici pe timp de zi. Dacă Ceaușescu primea pe cineva, domnul general Cristea nu și-a asuma responsabilitatea asta să scoată motocicliștii în stradă să însoțească coloana oficială, fiindcă oricând se putea întâmpla o nenorocire, să derapeze un motociclist și unde să ajungea în fața șefului statului într-o coloană oficială. Deci nu se întâmpla lucrul ăsta. Ba mai mult, regulamentul
militar, regulamentul Ministerului de Interne prevede ca în situația de vreme rea, motocicliștii să nu iasă, să nu folosească motocicletele, fiindcă n-au stabilitate pe două roți. Nu, una e să ai patru roți și alta e să fii pe două roți. Deci vorbim și de un abuz în serviciu, fiindcă din cauza grandomaniei acestui individ, care a vrut neapărat să meargă cu coloana oficială de acasă, din Cotroceni, de unde stă dânsul, până în Știrbei Vodă, la restaurantul Ministerului de Interne, unde avea tot timpul un salon rezervat, că m-am dus și eu de multe ori și nu puteai să intri în restaurant, zice, nu domnul, e restaurantul rezervat de domnul general Oprea, asta este. Bun, de acasă și până pe Știrbei Vodă, trebuia să meargă cu coloana oficială. Da, eu nu înțeleg. Era împărat. Domnule Marinescu, de ce a fost atât de greu de stabilit, nu știu, niște vinovății, niște probe, niște de făcut această anchetă, de a durat 2 ani. Păi, doamne, adică, simplu. Stați puțin, puneți-vă în situație, doamne ferește, în situația familiei acestui tânăr. Păi da, doamnă, dar când domnul Oprea se întâlnea cu doamna Chioveși, în mai știu eu pe unde, și la dânsul acasă, și nu mai știu pe unde, asta e trafic de influență, doamnă. Da, ne putem gândi la chestia asta. Deci, sigur, domnule, nu pot să dau eu o certitudine. Ucidere din culpă este acuzația și abuz în serviciu sau nu? Evident că e determinată uciderea de un abuz în serviciu. Aș vrea, în schimb, să potolesc prietenește pornirea de alminter legală și sinceră a domnului senator Marinescu și să-i amintesc că cel care l-a pus sub acuzare astăzi, respectiv, a început urmărirea penală ca instituție, este tocmai DNA-ul. Domnul avocat, dar de ce așa persim? Nu a fost nicio umbră de favorizare a domnului Oprea acolo și sigur că trebuie să fim nu părtinitori cu DNA-ul, dar trebuie să fim cinstiți. Da. Adică atunci când nu avem a acuza și nu avem de ce, nu acuz, dar faptul să cinstim oamenii când lucrează. Domnul avocat, faptul că atâta timp, deci omul ăsta în sfârșit a murit într-un accident din cauza și acestui general în urmă cu 2 ani de zile. Faptul că 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic, în 2 ani de zile trebuia să-l judece cu celeritate și, zic eu, instanța să-l sancționeze, să-i dea pedeapsa maximă, că e vorba de un demnitar, nu de un om obișnuit. Vă imaginați cât o să mai dureze acum instanță, adică... Ani de zile. Domnule Ionașcu, vreau să ne întoarcem puțin în timp, pentru că nu știu dacă oamenii își mai amintesc. Cum a început acest dosar? Pentru că s-a făcut mare tam-tam la momentul respectiv. A fost că eu nu îmi mai amintesc cu exactitate acum. S-a făcut o solicitare la Parlament pentru ridicarea imunității lui Gabriel Oprea pe cazul ăsta sau nu? Așa este. DNA-ul, în urmă cu un an de zile, a făcut o cerere pentru ridicarea imunității datorită calității speciale pe care o avea domnul Oprea la acel moment potrivit legii. Sigur că Parlamentul a devenit ineficient prin decizia oricărei protiguiri pentru a nu fi deferit parchetului pentru justă soluționare și respectiv pentru cercetarea dosarului, prin forța publică a democrației. Amintiți-vă că au ieșit oameni la București, au ieșit oameni în stradă la Cluj, la Iași, la Timișoara, peste tot, fiind o reacție implicit din partea domnului președinte Iohannis. Pot să vă spun pe această cale că și astăzi familia Gigină mulțumește tuturor celor implicați, de la ultima persoană, adică vreau să spun că de la cel necunoscut din stradă până la președintele României, pentru faptul că, iată, suntem în fața unei democrații funcționale, democrație care poate să ceară dreptate chiar cu eficiență în această țară, ceea ce este un lucru foarte bun. Da, spuneți-ne, a încercat domnul Oprea să cadă la o înțelegere cu familia Gigină, la un moment dat se speculau niște informații. Și voiam să vă mai întreb dacă s-a constituit parte civilă familia și cere daune și dacă da, care ar fi suma pretinsă? Nu am cunoștință să fie existat vreo întâlnire, vreo propunere pentru vreo negociere între familia Gigină și domnul general Gabriel Oprea, în contextul în care familia Gigină n-a făcut un pas de când ne cunoaștem până astăzi, fără să mă informeze cel puțin. Pe de altă parte, vreau să vă spun că, da, există constituire de parte civilă în dosar, însă având în vedere că oricând poate opera până la primul termen de judecat în cazul trimiterii în instanță prin rechizitorul a dosarului respectiv, deci așadar poate fi o modificare, dați-mi voie să o aducem la cunoștință la momentul oportun. Da, e de ordinul sutelor de mii, milioanelor de euro, nu știu, întreb și eu, că este am văzut în cazul copilului ucis de câini, care 2 milioane de euro. Care un corespondent în realitatea așa cum s-a întâmplat. Da, domnule Dragomir.
Părerea mea este că domnul Oprea este unul din dumnezeii acestei țări. A fost decăzut. Nu, nu, este, încă este. Dar a durat 2 ani de zi. Dar de ce m-au audiat abia acum? Pentru că este unul din dumnezeii acestei țări. Ponta, el, Dâncu... E decăzut recent. Poate este decăzut și... Păi altfel n-ajungea dosarul. Deci, rețineți, acești dumnezei, Ponta, Oprea, Dâncu, Coldea și încă vreo 4-5, o forță divină îi nenorocește pe toți. Uitați-vă aici. Dar pe moartea unor oameni nevinovați s-a întâmplat la colectiv cu Ponta, care a nenorocit extraordinar de multă lume, s-a întâmplat cu acest tânăr nevinovat, Gigină, și a căzut și acest unul din dumnezei, Oprea, pentru că ușor, ușor vor fi pedepsiți toți cei care au făcut nedreptăți în această țară. Nu există să bagi oameni la pușcărie nevinovați, să-i schimbi din funcții, să-i arunci din țară și să nu pățești absolut nimic, să fii acoperit de sistem. Nu există, domnișoară, să știți. Eu aș face recurs la trecut, pentru că, așa cum spunea un mare înțelept, trebuie să înțelegi trecutul ca să nu mai repeți greșelile și să privești cu seninătate în viitor. În esență, dacă mă uit în trecutul lui Oprea, văd foarte multe lucruri interesante. Oprea era bodyguardul lui Cosma. Adică să fii bodyguardul lui Cosma îmi pare așa o chestie de-a dreptul hilară. Și vicepreședinte la un club de fotbal. Da. Mai departe, am o cunoștință care s-ar putea ca într-o bună zi să iasă la televizor și să povestească niște chestiuni foarte interesante despre Oprea și despre cum nici în ziua de astăzi nu i-a dat niște bani pe care îi împrumutase. Deci a trecut prin toate aceste faze, cum spunea domnul Dragomir, până când a ajuns zeu Dumnezeu și nici măcar nu și-a chitat datoriile. Adică e de-a dreptul penibil. Și mai ceva, de la bodyguard a ajuns rapid general colonel, nu? General cu 4 stele. De la așa zis ofițer de intendență, că sunt unele zvonuri că el de fapt nu avea școala de ofițeri, ci școala de subofițeri. Dar mă rog, asta e o altă chestiune pe care n-am reușit să o verific încă. Adică să o probez. Iar o experiență personală a mea cu Oprea a fost în, nu mai știu exact ce an, când m-a chemat la el. Printr-o cunoștință de-a noastră, care mă știa și pe mine și probabil că am făcut reclamă pe acolo, nu știu ce, și m-am dus la Oprea și nu înțelegeam ce vrea de la mine, care era treaba. Și probabil că și-a făcut el un punctaj așa, cam pe cine să atragă în partid. Că la un moment dat, cu ceva timp în urmă, intraseră în partidul ăla, care nu mai știu cum se cheamă. Interesul Național. Nu mai îmi amintesc exact cum se cheamă. E atât de... a avut atâta rezonanță socială și istorică încât nu mai îmi amintesc cum se cheamă. Deci ce voia de la dumneavoastră? Domnule? Să intru în partid. Ah, să vă racolez de la un partid. Așa, și eu i-am spus așa. Păi voia să ajungă la 1 milion de membri. Domnul Oprea, dumneavoastră... Spun ceva la asta. Și eu i-am spus așa, domnul Oprea, dumneavoastră împreună cu Coldea, cu Băsescu și cu alții, mi-ați întrerupt mie televiziunea. Imediat, domnule Ionașcu, vă mai adresez eu o întrebare. Mi-ați omorât televiziunea. Și cum aș putea eu să intru acum? Adică eram ca Marian Munteanu cu Cobra, știi? Da, cu Măgureanu. Adică n-aveam cum să fac niciodată treaba asta. Da. Ca drept dovadă am plecat și m-am dus învârtindu-mă. Domnule Dragomir, și apoi o întrebare pentru domnul Ionașcu. Dumnezeu, să vă spun eu, vis-a-vis de cum m-a arestat pe mine. Mă cheamă la Doi Cocoși împreună cu Iordănescu și cu Gigi Nețoiu. Era prieten lui. Da. Mă cheamă acolo să mă pună vicepreședintele partidului. Că are el congresul la Doi Cocoși și că să... Iar eu îl știindu-l vicepreședinte de club de fotbal și să credeam că am glume cu el. Du-te, bă, băga-mi-aș nu știu ce în partidul tău. Eu, la glume, iertați-mă că n-am zis. Așa, adică am plecat de la un partid și vreau să ajung la altul... Mă rog, i-am spus mai mult. Eu l-am văzut că s-a schimbat la față. Domnule, n-au trecut 2 luni de zile împreună cu Ponta. M-au dat afară de la Ligă, ca pe o măsa stricată după ce am muncit 20 de ani. Afară de asta, a dat ordin la milițienii lui și am fost
percheziționat în toate punctele, arestat. Deci și dacă intrați în UNPR, ați bine mersi. Dar bineînțeles, nu pățeam nimic. Foarte mulți erau butat atunci. Dar mai am o frază. Doar atât. Toți cei care intrau în UNPR aveau probleme penale. Mai am o singură frază. N-au dosarele. O singură frază. Li se spunea, dacă din partidul lui Oprea, ai rezultat dosarele. O singură frază. Nu o să-i se întâmplă nimic pentru că a făcut atâția doctori, că el era coordonator de doctorate. A făcut atâta. Numai dacă vorbește Gigi Becali, atunci poate să pățească ceva. Atât. Rețineți ce vă spun. Dacă vorbește Gigi Becali, cu ce pământ... Dar de ce nu spune că a fost doamna Chioveși la el în sufragerie? Nu asta. Concret, dacă Gigi Becali vorbește, Oprea sigur va fi arestat. Vă spun categoric. Mai puteți să vorbească domnule Ionașcu. Le-ați dat o idee. Haideți celor să-l întrebăm pe domnul Ionașcu, că nu vreau să abuzez de timpul domniei sale. Zice domnul Dragomir că nu o să pățească nimic, domnul Oprea. Nu o să pățească nimic. Pentru că a făcut mulți doctori. Noastră ce credeți? Și dacă se susține și colonii, a făcut 2000 de colonii. Îți dați seama câți judecători, câți procurori sunt făcuți colonii? Da, așa e. Dar să-l întreb pe domnul Ionașcu. Din ce probe există la dosar, se susține acuzația asta de ucidere din culpă? Omul era totuși pasager. În mod evident, invitații dumneavoastră din această seară sunt personalități marcante care au spus și spun și vor spune ceva în opinia românească, implicit juridică, însă eu cred, pe de altă parte, și într-o justiție divină. Adică, întotdeauna, pentru fapte există și o răsplată. Pe de altă parte, istoricul acestui dosar, pentru că domnul Lazaros vorbea că atunci când trebuie să privim în viitor, e necesar să vedem trecutul, faptele acestui dosar arată că progresiv domnul Oprea a ajuns în a fi acuzat oficial, motiv pentru care cred că nu mai este niciun impediment în a se constitui și întocmi un rechizitoriu care să investească legal o instanță de judecată pentru judecată. Acolo, sigur că într-o judecată, din punct de vedere juridic, fiecare parte are apărările și pe care de consecință funcție de apărare are soluția pe care o merită. Aceasta, respectând prezumția de nevinovăție, dar și credința noastră că lupta pe care o facem pentru a dovedi că Bogdan Gigină este o victimă, așa cum spunea dumneavoastră, iar pe de altă parte moartea este rezultat a unei infracțiuni, este sarcina noastră și o vom face cât vom putea de competent. De acolo încolo, judecătorul va soluționa. Domnul avocat, dacă îmi permiteți, sigur că vina cea mai mare o are acest individ. Din cauza grandomaniei lui, l-a luat pe acel amărât antemergător. Nu pe acel amărât. Lua coloane întregi. Coloane întregi, bun, coloane dar vorbind de amărâtul ăsta care a murit. Și a murit din cauza lui acest Oprea, fiindcă l-a luat pe ploaie, nu avea voie la coloana oficială, nu avea voie să-l lea pe ploaie. Deci vorbind de abuz în serviciu, vorbind de omor din culpă. Dar, pe de altă parte, mă gândesc că și cei care... Constructorul care s-a ocupat de, știu, acea rețea de am înțeles, de gaze, Mazilul, cheamă, a fost coleg cu mine de facultate, domnul Mazilul, știu foarte bine, are o vină și el și primăria, fiindcă, domnule, când încep să lucrez la o canalizare, la un traseu de conducte, ești obligat să lucrezi zi și noapte, să semnalizezi acea lucrare, atenție, autorizația, și se dă o autorizație provizorie de la primărie pentru maxim 24 de ore, cel puțin așa era pe timpul lui Ceaușescu, termin lucrarea, nu se întâmplă absolut nimic. Deci au o vină și cei de la primărie că nu au urmărit ca autorizația aia pe care au eliberat-o să fie numai de 24 de ore și să lucreze și zi și noapte până să termina lucrarea aceea, nu știu ce era, acea rețea de gaze sau ce să executa pe Știrbei. Prea mult a deci durat și întrebarea mea este dacă îi chemați și pe ei în garanție vis-a-vis de daunele materiale și morale. Răspuns primăria scurt, rog. Și firma de construcție. Răspuns scurt. În afară de Oprea care e principalul vinovat. Este evident răspunsul la întrebarea dumneavoastră, domnule senator, cu atât mai mult că domnul Mazilu este pus sub acuzare și dânsul, adică s-a început urmărirea penală, implicit în raport cu persoana juridică a firmei respective, și firma și cu persoana juridică s-a început urmărirea penală. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Daniel Ionașcu, pentru intervenția dumneavoastră. Să sperăm că se va finaliza măcar trimiterea în judecată cât mai rapid și o să vedem ce o să se întâmple la instanță. Avem o informație de ultimă oră.